best tennis competition. Poate din dumneavoastră știți puțin povestea acestui concurs. Spuneam că s-a petrecut ceva foarte neaștept, pentru că ne-am trezit cu bucurie ideea de a avea și o expoziție de pictură. Ne-am gândit să avem și cea mai bună firmă de echipamente de tenis, firma Babolat. Aici e așa o combinație plăcută de natură, cu tenis, cu muzică, cu teatru, cu poezie, o atmosferă frumos. Și vreau să-i rog pe cel patru de la zona muzicală, sufletească, emoțională, ei vor cânta o primă piesă pe care, cu acordul, vreau să o dedic mamei mele și vă las în compania prietenilor noștri. Să fie tabloul complet, l-am invitat în această seară pe actorul Mircea Postelnicu de la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț să descrie câteva din gândurile domnului Romeo Stoica. Vă garantez că este o surpriză totală pentru domnul Stoica. Am pus la cale cu Mircea acest moment. Ne-am făcut că nu știm nimic.
iar acum am dévoilat surpriza noastră, mai ales că se apropie ziua de naștere a domnului Romeo Stoica. Regina mea, de-aș căuta și dincolo de zare pe tot pământul n-aș afla pe cel ce-ar fi în stare într-o pictură să redea întreaga frumusețea ta. Apoi de-aș căuta mereu pe cel mai mare muzicant, cu gloria la apogeu. Nu ar găsi pe niciun portativ atâtea note bine potrivite ca să cuprindă clar și expresiv și ochii tăi și buzele iubite. Într-un târziu chiar am găsit pe un bătrân dintre sihaștrii, cu glasul slab, greu a vorbit, era atât de obosit că a putut să-mi șoptească. Regina ta a fermecat, pământul tot, în lung și în lat, și va rămâne peste timp ca o zeiță din Olimp. Asta a fost a doua poezie. La mulți ani, tot așa, Constantinilor și Elenilor și Ilenilor. Reprezint Fundația Ileana și în seara asta, împreună cu prietenii mele, tineri, pensionare, pictorice, frumoase, talentate, vesele, nemaipomenit, vă prezentăm expoziția noastră. Nu vă mai citesc, o să citiți pe program, cum îi cheamă, că suntem multe. Aș vrea să vă transmit un singur gând, că știu cu cine vorbește, e enervant dacă vorbește mult. Indiferent de vârsta care o aveți, să nu renunțați la visele dumneavoastră. Noi suntem pensionari, deci ar trebui să ne ducem la coș, cum s-ar zice. Dar nu ne lăsăm, facem 3-4 expoziții pe an. În cadrul fundației mai avem o activitate sportivă, se cheamă Tare ca Piatra, un concurs de biciclete la Cozla, pe Muntele Cozla.